De ce s-a încheiat petrecerea atât de repede? A fost subiectul discuției în casa fetelor aseară după ce s-au închis ușile. Se pare că de această dată petrecerea s-a încheiat undeva pe la 3 și un sfert, 3 și 20 noaptea și a început destul de târziu după orele 22 și fetele erau surprinse cumva pentru că weekendul trecut a început petrecerea mult mai devreme cu vreo 2 ore și s-a terminat după ora 4 dimineața. Așa că și de această dată ele se așteptau să dureze mai mult și s-a încheiat așa brusc. Fetele discutau în bucătărie și au început să speculeze tot felul de idei. Unele spuneau că s-au întâmplat prea multe lucruri și că n-o să apuce staful să pregătească atâtea materiale pentru luni câte lucruri s-au întâmplat în această seară. Altele spuneau că s-a consumat cam mult din licoarea lui Bacchus, așa că staful a decis să se încheie petrecerea puțin mai devreme pentru a nu se ajunge la unele situații mai neplăcute, așa cum s-au întâmplat în sezonul trecut, spre exemplu. Din câte am observat eu, Alex și Robert sunt cei care de obicei consumă mai mult la petreceri, mai ales pe Alex l-am văzut chiar după ce a intrat în casa băieților la masă cu aceștia și băieții mâncau acolo și el efectiv stătea cu capul pe masă, fie că nu mai putea de somn, fie că se simțea rău. Ba chiar am văzut că avea și un limbaj destul de colorat. O să vedeți cu siguranță că va fi discutat și acest subiect în ediția de mâine în live. Da, păi se pare că acesta ar fi motivul principal pentru care s-a încheiat petrecerea atât de brusc.